Viața noastră creștină este modelată după câțiva factori. Și capitolul din 1 Petru, capitolul 4 pe care l-am citit în această seară, ne arată doi factori foarte importanți care modelează, care definesc viața noastră creștină. Primul factor este gândirea Domnului Iisus Hristos, pentru că auziți cum spune Petru, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, fiindcă Hristos a pătrimit în trup. Deci uitându-te la Domnul Iisus Hristos, te înarmezi cu același fel de gândire și apoi spune că și El ce a pătrimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, să nu mai trăiască în vremea ce mai rămâne de trăit în trup, după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, arătându-ne foarte clar că dacă adopți, dacă asimilezi, da? Dacă primești gândirea Domnului Iisus Hristos, vei ajunge să ai și tu un anume fel de trai, un anume fel de umblare, un anume fel de conduită. Și aici ar fi un răspuns la întrebările pe care ni le punem uneori cu privire la viața noastră, de ce ea arată cum n-ar trebui să arate și cum nici măcar noi nu ne dorim să arate. Și un răspuns este tocmai aici, pentru că asimilăm foarte puțin felul de gândire al Domnului Iisus Hristos. Al doilea aspect pe care ne-l spune în seara aceasta Petru, la versetul 7, este că trăirea noastră creștină este influențată nu doar dacă avem gândirea lui Hristos sau dacă nu avem gândirea lui Hristos, ci și dacă avem în viața noastră sau dacă trăim viața noastră în lumina sfârșitului. În lumina sfârșitului. Versetul 7 el spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ne face un anunț. Poate puteți să luați ca o avertizare. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și după ce face acest anunț, prezintă pe baza acestui anunț niște imperative, niște responsabilități. Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți. Ca niște bruni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Deci vedeți așadar, similar cu observațiile pe care le-am făcut azi dimineață, Petru lucrează în același fel. Pentru că sfârșitul este aproape, voi trebuie să trăiți într-un anume fel. Vedeți așadar că el nu ne ancorează doar în trecut. Ne ancorează în trecut, de exemplu, în jertfa Domnului Iisus. Asta e primul punct. Ne ancorează în suferința Domnului Iisus. Ne ancorează în modul Domnului Iisus de a privi viața. Da? Dar apoi ne ancorează și în viitor. Într-un fel, parcă suntem între două șine. Viața creștină este între două șine. Se bazează pe trecut pe care Dumnezeu l-a realizat prin Domnul Iisus Hristos și l-a aplicat în viața noastră. Jertfa Domnului aplicată în viața noastră. Dar a doua șină a vieții noastre, care ne ține unde trebuie să ne țină, este viitorul nostru. Finalul, da? De care vom avea parte toți, într-un fel sau în altul. Așadar, ne vom uita, în primul rând, la umblarea creștină prin sau după gândirea Domnului Iisus Hristos. Cum arată o viață creștină prin gândirea Domnului Iisus Hristos? Și fie ca Duhul Sfânt, în seara aceasta să aplice fiecăruia dintre noi această gândire a lui Hristos. Dacă suntem creștini și ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, nu ne putem lăuda numai cu o religie mai veche sau mai nouă, ci noi trebuie să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii creștin, să umbli ca Domnul Iisus Hristos. Noi nu putem umbla ca Hristos decât dacă avem mintea lui Hristos sau gândul lui Hristos. Această umblare prin gândul lui Hristos este prezentată în trei ipostaze. Ca să vă fie ușor să urmăriți, vă voi prezenta aceste trei ipostaze. Prima dată vorbește despre rolul creștinului, ce trebuie să facă el. Apoi ne arată reacția necredincioșilor. Reacția necredincioșilor la o viață trăită prin gândul lui Hristos și apoi ne arată răspunsul judecătorului, adică al lui Dumnezeu la toată această situație. Da? Creștinul, lumea necredincioasă și Dumnezeu judecătorul. Așa este împărțit pasajul acesta. Ne uităm în primul rând la această primă ipostază, la rolul creștinului. Zice, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Dacă responsabilitatea noastră de a trăi ca Hristos ține pe tot parcursul vieții noastre, și noi știm că ține pe tot parcursul vieții noastre, da? Viața creștină nu este cu intermitențe. Acum trăiesc ca Hristos, acum trăiesc ca Satan, acum ca lume, acum ca mine, acum ca prietenii mei. Nu. Viața creștină este în mod continuu trăită sau trebuie să fie trăită prin gândul Domnului Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că noi toată viața noastră trebuie să ne ațintim privirea la Domnul Iisus Hristos.
Nu trebuie să existe nimic și nimeni care să ne fure ochii, minții, mă refer, de la Domnul Iisus Hristos. Noi mereu trebuie să medităm la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut ca să ne putem asimila. Noi suntem uituși de felul nostru. Să putem asimila mereu, 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 mereu în mintea noastră și apoi în trăirea noastră gândul Domnului Iisus Hristos. Gândul Domnului Iisus Hristos. Ce vreau să observați în pasajul acesta, ca și dimineață, în capitolul 3, importanța gândirii. Importanța, prioritatea gândirii. Zice, uitați-vă într-un fel la faptul că Hristos a pătimit și înarmați-vă cu același fel de gândire. Am văzut foarte mulți oameni sentimentali atunci când vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Și nu e rău asta. E normal să fii sensibil când te gândești la jertfa Domnului Iisus. Dar este insuficient. Și aș spune că prioritatea numărul unu este să îți însușești în mentalitatea ta, în gândirea ta, gândul pe care Hristos l-a avut. Și vom vedea imediat care a fost gândul lui Hristos, dar să nu trecem rapid peste lucrul acesta. Deși emoția are un rol în viața creștină, emoția are un rol secundar, emoția trebuie să fie sclavul gândirii noastre. Sentimentele noastre trebuie să fie niște sclavi care ascultă de gândurile noastre, de mentalitatea noastră. Mintea mea trebuie să domine sentimentele mele, da? Creștinismul actual este un creștinism, așa mi se pare mie, un creștinism care este rob vândut sentimentelor, plăcerilor, spune-i spirituale, emoționalismului, experiențialismului. Nu se pornește de la minte, ci se pornește de la sentiment. Este aflat sub dominația și sub tirania sentimentelor. Și veți vedea că acest tip de creștinism slab, firav, este un creștinism care urăște doctrina, urăște gândirea. Urăște să stea jos și să-și pună neuronii, mult sau puțin cât îi are, să-i pună la lucru. Este un creștinism ecumenist, tolerant. Dom'le, fiecare cu ce crede el, fiecare cu doctrina lui. Biblia nu spune așa. Înarmați-vă toți și voi cu același fel de gândire. Toți cu același fel de gândire. O unitate în gândire. De ce? Sau cum hotărâm ce să gândim toți? Pune mai multe mărturisiri de credință pe masă și zice, măi, hai să vedem. Cu care suntem cel mai mult de acord? Nu. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos, luăm gândirea Domnului Iisus Hristos și tot ne aliniem după ea. Asta ne spune Scriptura. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Apoi observați nu doar prioritatea gândirii aici, ci și faptul că gândirea este prezentată ca o armă. Zice, înarmați-vă cu același fel de gândire. Gândirea, creierul nostru este o armă, frați și surori și dragi prieteni. Creierul tău este o armă, mintea ta este o armă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ca să poți face față ispitelor, să poți face față poftelor, să poți face față tuturor inamicilor, chiar și inamicului care este în inima ta, firea pământească. Să poți face față păcatului. Gândirea este o armă extraordinar de puternică. Cum vă explicați că în închisorile comuniste, întreacă fie vorba un exemplu, atâția oameni ai lui Dumnezeu au ieșit de acolo doar întregi la cap. Cu o luciditate fantastică, cu o luciditate fantastică. Oameni care au compus cântări, oameni care s-au închinat acolo, oameni care au ieșit de acolo mult mai tare decât au intrat. Mult mai sfinți decât au intrat. Cum vă explicați lucrul ăsta? Cum vă explicați lucrul acesta? Au privit la suferință, fiindcă Hristos a pătimit în trup, preluați voi, înarmați voi. Gândirea este o armă. Ce n-au putut să facă comuniștii în închisorile acelea a fost să le modifice gândirea. Au fost atât de înrădăcinați în realitățile Sfintelor Scripturi și au fost atât de înrădăcinați, în primul rând, în Domnul Iisus Hristos, încât nimic n-a putut să se zgude. Nici bătaia, nici faptul că i-au pus să ia cina Domnului cu fecale, nici faptul că i-au pus să facă o grămadă de grozăvii. O grămadă de grozăvii să facă, să se bată între ei, creștini pe creștini, nimic n-a putut să-i scoată de pe linia pe care ei erau intrați, pentru că erau ancorați în Domnul Iisus Hristos. Asta nu e secretul vieții, asta este revelația vieții, este revelația Sfântului Scripturi. Să ne ațintim privirile la Domnul nostru Iisus Hristos. Gândirea noastră este o armă. Și repet, dacă creștinismul de azi este slăbănoc, paralizat, chilod sau handicapat spiritual, este pentru acest motiv, pentru că respinge să gândească. Nu vrea să gândească. Ei spun, domnule, doctrina divide, teoria divide, gândirea divide. Și mai bine să fim așa, un fel de... Nu știu cum să spun, un fel de oameni ăștia care nu gândesc să nu spună altfel și care zâmbim unii către alții, care ne iubim, care ne îmbrățișăm, dar nu știm nici noi ce credem. Asta nu te ajută să reziști în viață, asta nu te ajută să
mergi înainte, să trăiești ca Domnul Iisus Hristos, da? Și apoi Petru ne arată foarte clar, este un imperativ continuu, înarmați-vă în mod continuu, faceți lucrul ăsta în mod continuu. Nu odată am procesat. Cum a suferit Domnul Iisus? De ce a suferit Domnul Iisus? Am înțeles, bine, de acum ați ok toată viața. Nu! Această înarmare presupune o înnoire continuă. Dacă eu vreau să am rezultatele Domnului Iisus Hristos în viața mea, în biruința asupra păcatului, eu trebuie să am gândirea Domnului Iisus Hristos în viața mea. Dacă n-am gândirea lui Hristos, nu voi avea rezultatele lui Hristos, nu? Ce proiect e ăsta să spui, voi încerca aceeași variantă, aceeași metodă proastă pe care am aplicat-o până acum și a dat rezultate proaste și am speranța că în viitor va da rezultate diferite. Deci aplici aceeași metodă și va da rezultate diferite. Nu! Este necesară, ne arată Petru, o înnoire continuă. Da? Vedeți, centrul acestei înnoiri este Domnul Iisus Hristos. Esența acestei înnoiri este Domnul Iisus Hristos. Dar care este conținutul? Conținutul la propriu acestei gândiri. Uitați-vă care este conținutul. Zice, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Domnule, am înțeles. Trebuie să privesc la Hristos. El e centrul gândirii mele. Am înțeles, gândirea este o armă. Am înțeles, este important să mă înnoiesc tot timpul în gândirea mea. Ok, dar cu ce fel de gândire? În esență, ce anume să gândesc? Auziți ce anume să gândim? Același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul lui. A sfârșit-o cu păcatul, da? Domnul Iisus Hristos a pătimit în trup, nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatul nostru, ca să-i pună capăt. Și a pus capăt vinovăției păcatului, pentru că în momentul în care afli și primești Iisus a murit și pentru mine și Duhul Sfânt aplică în viața ta Evanghelia, cugetul tău este curățit, nu mai ai vinovăție. Ești liber pentru prima dată. De asta creștinii vorbesc mult despre liber, cu deveni liber, cu avut pace, cu primi pentru prima dată în viața lui liniște lăuntrică. Că toate păcatele lui au fost șterse. Dar, el a sfârșit-o cu păcatul nu doar în ce privește vinovăția păcatului, ci și în ce privește puterea păcatului din viața noastră. Sunt foarte puțini creștini astăzi care mai cred că Iisus Hristos a venit să ne elibereze de păcat. Nu doar să ne ierte, să ne elibereze de păcat. Eu nu am spus, fiți atenți, eu nu am spus să scoată complet păcatul din viața noastră. Asta se întâmplă progresiv și definitiv, complet, deplin, se va întâmpla la venirea Domnului sau când trecem noi dincolo. Dar să ne elibereze de sub autoritatea, de sub puterea, de sub tirania, de sub dominația păcatului. Asta a venit să facă Hristos și face Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie să credem lucrul acesta, că El a realizat lucrul acesta. Observați că folosește un singular aici. A sfârșit-o cu păcatul. Nu zice cu păcatele. Noi facem păcate. Dar păcatul, adică principiul păcatului, adică forța păcatului din viața noastră, este distrusă prin lucrarea Domnului Iisus Hristos aplicată nouă. Da? Fiindcă am murit față de păcat împreună cu Domnul Iisus Hristos, Pavel concluzionează în Romani capitolul 6, suntem izbăviți de păcat. Izbăviți de păcat. El arată că există un conflict în noi, da? În Galateni, de exemplu, spune firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii, vorbește despre credincios, că numai credinciosul are Duhul. Nu are necredinciosul Duhul. Dar zice, nu mai putem face tot ce voim. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, Romani capitolul 8, versetul 1, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea sau de principiul păcatului, da? Și a morții. Există o nouă putere în mine, o nouă autoritate în mine. Și eu trebuie să înnoiesc mintea înțelegând lucrul ăsta. Și dacă mă înarmez mental în felul ăsta, că Iisus a pătimit ca să o sfârșească cu păcatul, există și o înnoire a trăirii mele. Ascultați, există și o înnoire a trăirii mele. Contemplarea suferinței Domnului Iisus Hristos, care duce la eliberarea de păcat, duce la o înnoire a trăirii mele. Auziți ce spune? Pentru că, de ce a sfârșit-o cu păcatul? Pentru ca să nu mai trăiască în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. În momentul în care Iisus, ai înțeles că Iisus a murit și pentru tine, în momentul în care ai primit lucrul acesta și Duhul Sfânt l-a făcut real în viața ta, tu ai intrat sub autoritatea altcuiva. Hristos te-a cumpărat pentru sine. Da? Păcatul nu mai are niciun drept în viața ta. De ce? Pentru că te-a luat altcineva. Te-ai căsătorit cu altcineva. Pavel în Roman 7 folosește imaginea asta. Nu mai ești căsătorit nici cu legea, nici cu păcat. Nu mai ai relații cu el. Ai o relație nouă cu Domnul Iisus Hristos. El are autoritate asupra ta. Te înarmezi cu gândirea asta și lucrul acesta va modifica practica ta de fiecare zi. Dacă tu te trezești și zici,
Da, e greu pe pământ, e greu. A, zic ăștia cu pocăința când e aplicată neprihănirea lui Hristos, că e atribuită, zic ăștia cu pozițional, cu practic, cu progresiv, nu știu ce pe acolo. Bă, frate, noi știm cum e pe pământ. Lasă-mă bine cu teorii din astea. Pe pământ e greu, mă, fratele meu. Dacă așa gândești, nu te aștepta ca trăirea ta să fie altfel. Dacă respingi adevărul, dacă respingi ceea ce Hristos a făcut la cruce ca și creștin, prin necredință, prin îndoială, prin dubii, nu te aștepta ca trăirea ta să fie altfel. Hristos a sfârșit-o cu păcatul pentru ca să nu mai trăiască în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, după poftele oamenilor despre noi vorbește, ci după voia lui Dumnezeu. Nu mai datorează niciunul dintre noi nimic păcatului. Ce-ar fi să ne înarmăm în felul acesta în fiecare zi? Dom'le, nu mai datorez nimic păcatului. Aplică practic lucrul ăsta în viața ta. Nu mai datorezi nimic mâniei. Vă mai mâni, frate Sorin, te mai mâniește pe la lucru câteodată, nu? Da. Nu mai datorezi nimic duhului de ceartă. Nu mai datorezi nimic neiertării. Nu mai datorezi nimic urei. Nu mai datorezi nimic vrăjmășiei. Nu mai, domnule, eu nu mai am treabă cu... Hristos m-a cumpărat pentru sine ca eu să nu mai trăiesc după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu, da? Există o înarmare mentală, există apoi o înnoire a trăirii și există o întoarcere definitivă, radicală de la păcat. Auziți ce spune Petru? Parcă într-un fel îi lehamete de păcat. Zice, ajunge în adevăr că ați făcut voia oamenilor. Da? Hristos te-a cumpărat, zice în versetul 2, ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Și apoi spune versetul următor, ajunge, domnule, ajunge în adevăr că ați făcut voia neamurilor în trecut. Gata! Dacă sunteți al lui Hristos, gata, ajunge! S-a schimbat și a trăit în desfrânări, în poftă, în beții, în ospețe, în chefuri și în sluviri idolești neîngăduite. Ajunge cu lucrul acesta. Există o întoarcere definitivă, totală de la păcat. Asta este convertirea noastră, nașterea noastră din nou. Asta e rolul creștinului, da? Se înarmează mental, se noiește trăirea lui și este o întoarcere definitivă, totală de la păcat. Uitați-vă care este reacția necredincioșilor. Ce spune un necredincios când vede așa ceva? Asta este a doua ipostază care ne arată textul. Nu doar rolul creștinului, ci reacția necredincioșilor, versetul 4. Ce spune un necredincios? De aceea se miră. Și ce fac necredincioși astăzi? Dar cu ce sunteți mai buni decât noi? Este o problemă când necredincioșii nu se mai miră. Nu se mai miră. Zice și voi sunteți tău ca noi. Ați încercat voi o perioadă să ziceți că una alta. Dar noi vedem. Că știu eu pe ăla că o fuma, că știu că ăla o tras pe nas, că știu că ăla o umbla cu nu știu care, că știu că ăla o făcut nu știu ce. Bă, până la urmă, toți suntem la fel. Dintr-un punct de vedere, toți suntem la fel. Da? Depravați și stricați. Dar dacă ești răscumpărat, nu mai poți să fii asemănat cu oamenii care n-au nicio treabă cu Hristos. Nu datorită ție, ci datorită ceea ce a făcut Hristos cu tine. Ei trebuie să se mire. Asta este real. De ce să mire ei? Auziți de ce să mire ei? Că nu alergați. Diferența dintre un una dintre diferențele dintre un necredincios și un credincios este că nu este că credinciosul niciodată nu face păcat. Nu asta este. Ci diferența este că el nu mai aleargă. El nu mai este înclinat spre asta. El nu se trezește setat spre păcat. Vrea spre păcat. Bea păcatul ca apa. E setos după păcat, domnule. Vrea să facă lucrul ăsta. Și dacă nu poate să-l facă, e chinuit că nu poate să-l facă. Că-l vede ăla, că nu știu ce spun părinții, că nu știu ce spune soția, prietenii sau frații din adunare. El nu este în chinul ăsta că nu poate alerga spre păcat. El nu mai alergă spre păcat. Și ei se miră că nu mai alergăm spre păcat, că nu suntem înclinați spre păcat. De ce se miră ei? Pentru că odată am fost și noi ca ei. Normal că se miră. Mă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop, la același exces de desfrâu și vă batjocoresc sau vă vorbesc de rău. Și ce e interesant, când nu poți să trăiești cum trebuie, încerci să-i cobori pe ceilalți la nivelul tău, ca să nu te simți vinovat. Ăsta este un mod obișnuit a oamenilor de a se relaționa la noi. Îți caută-l, vezi, domnule, sunii disperați în a-ți căuta o bubă în viață. Să uită atât cu lupa pe tine totdeauna. Să scapi un cuvânt, să faci orice ca să zic, a, și tu ești ca noi. Pentru că nu suportă oamenii să vadă pe cineva care este diferit. Toți suntem la fel. De aceea, acesta este unul dintre motivele principale pentru care l-au omorât pe Hristos. Că a venit lumina.
care a scos la iveală tot întunericul din rugăciunile fariseilor, întunericul din zeciuielile fariseilor, întunericul din închinarea fariseilor. De asta l-au urât și pe Apostolul Pavel, Romani capitolul 2, unde vorbește despre evrei, despre elita evreiască, care învățau legea, care făceau una și alta. Și Petru, Pavel nu are niciun problem să spună: tu care spui nu pofti, tu care spui nu minți, tu care spui nu fura, știi bine ce faci. Pavel îi confruntă cu lucrul acesta. Și Petru ne arată din nou, aceasta este reacția oamenilor, da? Reacția oamenilor este una de mirare, că nu participăm la depravarea lor, și este una de batjocorire, ne vorbesc de rău, ne vorbesc de rău. Uitați-vă care este răspunsul lui Dumnezeu. Dar au să dea? Vezi, ca dimineața. Exact, Pavel, Petru repetă lucrul ăsta. N-ai niciun fel de problemă să te trimită să te gândești la judecată, la socoteală. Tu ca și creștin spui: băi, omule, dar nu-i cinstit, mă, nu-i drept, mă, eu trăiesc, mă chinu și așa, și uite ce vorbesc ăștia despre mine. Încearcă să-mi strice reputația și imaginea și încearcă să strice mărturia bisericii. Petru spune: stai liniștit. Dacă tu trăiești cum trebuie, tu stai liniștit că vine o zi a judecății și a socotelii. A socotelii. Ziua judecății și a socotelii vine indiferent că noi credem sau nu credem în ea. Că o anticipăm sau nu o anticipăm, că suntem pregătiți cu ea, pentru ea sau nu suntem pregătiți, că credem că ea există sau nu credem, nu face niciun fel de diferență pentru Dumnezeu. Ziua socotelii vine. Au să dea socoteală înaintea celuia ce este gata să judece vii și morții. Deci nu există nicio... La venirea Domnului Iisus Hristos, în momentul în care se va face judecată, nu există niciun fel de persoană, indiferent de starea în care este, care să nu fie judecată. Dacă am fi anihilați, ascultați-mă, dacă am fi anihilați, n-ar mai fi niciunul care a murit care să fie judecat, nu? Dacă noi am trece în neființă, n-are cum Dumnezeu să judece o neființă. Neființa nu mai există. Dacă e anihilată, dacă e neființă, nu mai există ființă, n-are pe cine judeca Dumnezeu. Petru ne spune, Ioan ne spune în Apocalipsa că Dumnezeu va judeca vii și morții. Asta înseamnă că ei sunt morți din punct de vedere fizic, da, și spiritual. Dar sufletele lor există, pentru că Dumnezeu le va judeca. Acum, iar intrăm puțin în discuția de duminica trecută, dar numai în contextul respectiv. Spune aici Scriptura așa, versetul 6, că și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți. Acum, ca să înțelegeți pasajul, extrem de simplu, să știți, foarte simplu, Petru, citiți versetul 5 și versetul 6 împreună. Zice că Dumnezeu va judeca vii și morții. Și apoi spune că Evanghelia a fost vestită și celor morți. Acum, trebuie să aplicăm sensul cuvântului morți din versetul 5 în versetul 6. N-are cum să însemne ceva diferit la o distanță de propoziție, da? Ascultați. Au să dea socoteală înaintea celuia ce este gata să judece vii și pe cei care sunt morți acum, nu? E clar, da? La asta se referă. Da? Pe cei care sunt morți acum. Dumnezeu are și judece și pe cei care sunt morți acum, de acord? Aplicați exact înțelesul ăsta la versetul 6. Că și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor care sunt morți acum. Corect? La asta a fost. Dacă eu ți-aș spune ție, Radu, eu am predicat Evanghelia străbunicului tău. Radu nu o să înțeleagă că eu azi noapte m-am dus în cimitir. Nu știu unde e îngropat străbunicul lui și m-am dus și am predicat Evanghelia. Corect? Radu o să înțeleagă că pe vremea când trăia bunicul lui, eu m-am dus și am predicat Evanghelia. Corect? Asta o să înțeleagă Radu. Dacă eu aș spune, eu sunt prieten cu directorul de la ANAF, să spunem că e un băiat foarte tânăr, directorul la ANAF, sau dacă spun, eu am făcut școală cu directorul la ANAF, tu n-ai făcut școală cu directorul la ANAF, că când ai făcut o școală cu el, el nu era directorul la ANAF. Dar este un mod de a exprima, de a prezenta lucrurile, da? Așa vorbim noi în mod general. Repet, au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și pe cei care sunt morți acum. Și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor care sunt morți acum. Aplici aceeași interpretare din versetul 5 la versetul 6. Nu poți să schimbi așa după cum vrei. De asta nu există, din punctul meu de vedere, niciun motiv pentru care să intri în niște speculații fără capăt și să spui că s-a dus Domnul Iisus Hristos sau nu știu cine, în timp ce ăștia erau morți să le vestească Evanghelia. Nu există nicăieri vreun alt loc în Biblie în care îți găsiți vreo asemenea doctrină. Da? Nicăieri în al Biblie. Și dacă, repede, dacă citiți versetul 5 și interpretați cuvântul morți cum trebuie și într-un singur sens în care poți să-l interpretezi, versetul 6 devine extraordinar de clar. Extraordinar de clar, da? Este clar atunci, aici se mai arată un lucru foarte important, este clar că odată ce se vestește Evanghelia, lucrul acesta într-un fel te pune într-un mod special sub judecata lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu va judeca vii și morții. Zice, tocmai de asta li s-a vestit Evanghelia. Acum,
judecata aceasta se va aplica, știm bine, dintre noi în două direcții. În două direcții. Dacă ai primit Evanghelia, judecata este spre răsplătire. Dacă n-ai primit Evanghelia, judecata este spre condamnare, spre osândă. Da? Spre osândă. Este un joc de cuvinte interesant aici pe care aș vrea să-l observați, dar înainte de asta să lămurim un lucru. În ce fel credincioșii vor fi judecați? Pentru că în versetul 6 vorbește despre credincioși. Tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia celor ce acum sunt morți, da? Pentru ca să fie judecați ca oamenii în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duc. Deci vorbește despre cei care sunt credincioși, da? În ce fel vom fi noi judecați? Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut o promisiune foarte importantă. Ioan 5:24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Totuși 1 Petru, capitolul 4, versetul 6 spune că vom veni la judecată. Lucrurile se rămuresc dacă vă uitați la alte pasaje care vorbesc despre judecată în dreptul credincioșilor. Deci scoateți-vă din cap ideea. Hai să pornim, să-L luăm pe Domnul Iisus întâi pe cuvânt și după aia interpretăm pasajele celelalte. Nu vine la judecată. Deci nu știu ce sens dați la celelalte texte din Biblie unde spune că ajungem la judecată, dar mie Iisus a zis că dacă îl cred, am viața veșnică și nu vin la judecată. Da? Îl iau pe Iisus pe cuvânt și când mă duc și citesc celelalte texte, trebuie să le citesc în lumina ceea ce spune Hristos. Că Pavel nu are cum să-l contrazică pe Hristos. Petru nu are cum să-l contrazică pe Hristos, că Petru l-a auzit el pe Domnul Iisus Hristos vorbind. Petru a primit lumină de la Duhul Sfânt, a scris inspirat de Duhul Sfânt. Citim, de exemplu, 2 Corinteni 5, versetul 9 și 10. De aceea ne silim să-i fi plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească... Aha! Ce primim? Răsplată. Nu folosiți expresia asta niciodată. Dumnezeu să te răsplătească cu viața veșnică. Viața veșnică nu este o răsplată, frați și surori. Viața veșnică este un dar de la Dumnezeu primit prin har și prin credință. Viața veșnică nu este o răsplată. Da? Dacă vrei să spui, este răsplată pe care Dumnezeu i-o dă Domnului Iisus Hristos și El ne-o dă nouă. Dar nu este o răsplată pe care mi se dă mie pentru faptele pe care le-am făcut. Ai putea să folosești expresia asta numai să explici la ce te referi. Foarte clar. Viața veșnică este un dar. Răsplata se bazează pe fapte. Auziți ce spune? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 1 Corinteni, capitolul 3, vorbește din nou când spune că Dumnezeu va trece lucrarea noastră prin foc. Dacă a fost zidită pe, va primi una, dacă a fost zidită pe altceva, va primi altceva. Dar deci el va fi mântuit, dacă a zidit cum nu a trebuit, va fi mântuit ca? Mântuirea e una, ești mântuit ca prin foc dacă lucrarea ta n-a fost cum trebuie, lucrarea și răsplata este cu... Zice, va pierde răsplata, dacă n-a zidit cum trebuie, va pierde răsplata. Dar nu răsplata mântuirii sau vieții veșnice. Pentru că în același pasaj spune, el va fi mântuit ca prin foc. Răsplata lui se duce pentru că lucrarea n-a fost cum trebuie. Dar mântuirea lui e intactă. Pentru că mântuirea mea este în Hristos. Doamne, n-am cum să fie ars. Are cum să fie arsă lucrarea mea sau testată sau încercată. N-are cum să fie arsă mântuirea mea pentru că Iisus e mântuirea mea. Deci nu rostim asemenea blasfemii și aberații. Hristos este mântuirea mea. El nu o să fie trecut prin foc, judecat sau ars. Răsplata mea și faptele mele, lucrarea mea, da, ele pot fi încercate, testate de Dumnezeu, da? Să fie foarte clar. Deci, în concluzie, judecata care se are în vedere când vorbim de credincioși este o judecată de răsplătire. Nu este o judecată ca Dumnezeu să stabilească dacă vom fi sau nu mântuiți. Nu am unii la balanță, deși mulți evanghelici încă predică un soi de mântuire de felul ăsta. Au unii la balanță. Uite, nu ai făcut bine sau rău? M-ai făcut mai mult bine. Intri în cer. Atunci înseamnă că Iisus când a spus cine crede în mine are viața veșnică, de fapt ne-a mințit. Că mântuirea, de fapt, viața veșnică nu e numai prin credință. E și prin faptele pe care le facem noi după aceea. Da? Iarăși noi nu spunem că credința nu duce la fapte. Credința duce în mod necesar, inevitabil, la fapte de ascultare, de sfințire, de supunere. Dar mântuirea este dată prin credință, prin dependență, prin agățarea noastră exclusivă de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Da? De persoana Domnului Iisus Hristos. Efectul este următorul. Zice, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, da? Adică pentru ceea ce ai făcut în trup, cum zice Pavel în 2 Corinteni, dar să trăiască după Dumnezeu în duc, pentru că dincolo ești în duc până să existe învierea. Până să existe învierea, noi vom exista, dar în duc. Nu vom exista în trup. Foarte clar lucrul acesta, da?
Aș vrea să, acum limba română nu ne ajută foarte mult în cazul acesta, dar să vă arăt un joc de cuvinte pe care îl face Petru în versetul 2 și în versetul 6. În versetul 2 spune așa, pentru ca să nu mai trăiască în vremea care mai rămâne de trăit în trup, da? În trup, după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu. Și versetul 6 spune în felul următor, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Deci versetul 2 spune că noi avem o viață de trăit în trup, da? Și după judecată zice că trăim după Dumnezeu în duh. Deci trăim și acum, trăim și după judecată. Acum, interesant, cuvântul pe care Petru folosește în versetul 2, referindu-se la viața în trup, pe pământ, este cuvântul biosai, de la bio, da? De la bios. Vă sună cunoscut, da? Biosai. Asta e viața pe pământ. În versetul 6, când spune, dar să trăiască după Dumnezeu în duh și vorbește despre veșnicia noastră, folosește termenul zosi, care nu mai este bio, dar nu e viața pământească, ci este viața duhovnicească, este viața cerească. Acum, dacă puneți în legătură versetul 2 și versetul 6, versetul 2 spune viața trăită în trup, versetul 6, trăim după Dumnezeu în duh, veți înțelege următorul lucru. Numai oamenii care trăiesc prin Hristos, numai oamenii care trăiesc după voia lui Dumnezeu, cât timp sunt pe pământ, sunt oamenii care vor trăi în duh dincolo în veșnicie. Deci tu te uiți la viața ta pe pământ, dacă ea este trăită după Hristos, după voia lui Dumnezeu, în trup, cât îți rămâne de trăit în trup, e trăită după voia lui Dumnezeu, poți să fii sigur că dincolo vei trăi după Dumnezeu în duh. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Ea este o legătură. Este o legătură. Acum ne uităm la al doilea aspect fugitiv în această seară. Nu doar la trăirea creștinului cu gândul lui Hristos, ci trăirea creștină în lumina sfârșitului. Da? Noi trebuie să avem o mentalitate escatologică. O mentalitate escatologică. Să ne gândim la vremea viitoare. Mulți dintre noi credem că mulțumirea pentru ce a făcut Dumnezeu deja în viața noastră este un factor motivator extraordinar. Dom'le, dacă sunt mulțumitor pentru ce a făcut Dumnezeu, o să pot trăi sfințenie. Dacă vă uitați la Petru, Petru te duce cu gândul în trecut, dar foarte mult te duce cu gândul în viitor. La ceea ce o să ni se dea. La ceea ce o să vină. Noi nu putem să trăim totdeauna în trecut. Noi avem vorba asta. Dom'le, nu mai trăim în trecut. Noi ne uităm la trecutul nostru cu mulțumire că Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră. Dar suntem chemați foarte mult să ne uităm la viitor, la ceea ce o să facă Dumnezeu în viața noastră. Da? Trebuie să avem o mentalitate escatologică și anume, spune versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și trebuie să ne oprim aici. Noi credem la propriu că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Cum credeți că ar fi arătat viața noastră azi? Dacă am crede cu adevărat că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, cum credeți? Credeți că am fi făcut ceva diferit? Eu vă spun sincer, eu aș face tot ce am făcut astăzi. Tot ce am făcut astăzi aș face exact același lucru. N-aș schimba major vorbind lucrurile pe care le-am făcut astăzi. Conținutul lucrurilor pe care le-am făcut astăzi. Dacă aș ști că diseară la ora 11 vine Domnul. Să vă spun de ce. Și veți înțelege. Vedeți că dacă v-aș întreba și v-aș lăsa așa în aer, ce ai fi făcut astăzi dacă ai ști că Domnul vine? Da, aș fi făcut nu știu ce altceva. Ai proiecta în conștiința ta un sentiment fals de vinovăție. Fals de vinovăție. Uitați-vă, dacă avem mentalitatea asta escatologică, Petru spune că există o metamorfoză, o schimbare. Care e schimbarea? În primul rând, relația noastră cu Dumnezeu se schimbă. Uitați ce spune. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Acum puneți-le invers. Dacă nu veghezi în vederea rugăciunii, înseamnă că ești sau prost. Da? Sună o leacă dur, da, asta ești. Și asta sunt. De ce? Să vă spun de ce. E foarte simplu de înțeles. Viața noastră în întregime, spiritual vorbind și fizic, depinde în totalitate de Dumnezeu. Da, orba. Putem să facem ceva fără Dumnezeu? Nu. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cel mai prostesc și nebunesc lucru este să nu ai părtășie cu Dumnezeu care lucrează toate lucrurile în tine, care poate să facă toate lucrurile. Să trăiești ca și cum ai putea să o faci fără El. De asta Petru leagă înțelepciunea de vegherea în rugăciune. Cu cât ești mai înțelept, cu atât veghea mai mult în rugăciune. În rugăciune. Petru nu se referă aici că nu o să facem niciodată nimic, nu mai spălăm vasele, nu mai facem mâncare, nu mai spălăm haine, nu mai nu știu ce, nu ne mai ducem la lucru, noi stăm numai și ne rugăm. Nu la asta se referă Petru, da? Cum nu se referea Luca când scrie Faptele Apostolului, ei stăruiau în
Învățătura apostolului nu înseamnă că stăteau numai în biserică și ascultau predicare. Înfrângerea pâinii nu înseamnă că ei beau vin în continuu. Mâncau, beau vin, mâncau, beau vin, da? Stăruiau. Ce înseamnă asta? Că făceau cu continuitate lucrul acesta. Dar exista sporadic lucrul acesta, dar n-avea cum să-l facă non-stop. Dar e clar lucrul acesta, da? Înțelepciunea spirituală, adică înțelegi că depinzi total de Dumnezeu în toate lucrurile, te pune pe genunchi, la propriu, te face să veghezi în rugăciune, da? Să recunoști că depinzi de Dumnezeu și să ceri putere de la Dumnezeu, da? Mentalitatea escatologică, da? Mentalitatea care ia în calcul venirea Domnului, sfârșitul tuturor lucrurilor, te face să-ți modifici relația ta cu Dumnezeu, specific în rugăciune. Și în al doilea rând, te face să modifici relația ta cu frații. În ce privință? În trei privință. Te face să modifici relația ta cu frații care greșesc. Altfel vei trata pe frații tăi care greșesc dacă trăiești în lumina sfârșitului. Și anume, uitați versetul 8. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Însă textul acesta este extraordinar de mult abuzat. Știți cum este înțeles în general textul? Lasă-mă așa cum sunt. Nu spune în Biblie că dragostea acoperă o sumedenie de păcate? Acum aș vrea să vă întreb și să comunicați cu mine. Credeți că există vreo dragoste mai mare decât dragoste pe care Iisus a avut-o pentru biserică? Nu a existat. Cine ar spune că ar exista, blasfemiază. Dar uitați cum a iubit Iisus biserica. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Vedeți așadar că felul în care Iisus a acoperit păcatele bisericii n-a fost ignorându-le, minimalizându-le, scuzându-le, justificându-le, negându-le, redenumindu-le. Asta a făcut Iisus cu păcatele bisericii? Nu. Nu așa a acoperit Iisus păcatele bisericii. Noi suntem chemați să-L stabilim pe Iisus ca model. Cum a avut Hristos o dragoste fierbinte pentru biserica Lui? Și cum a acoperit Iisus Hristos păcatele bisericii Lui? A sfințit-o. A dat la o parte orice zbârcitură, spune aici. Orice pată, orice de felul acesta. A curățat-o, a sfințit-o ca să o înfățișeze sfântă și fără prihană. Iisus n-a ignorat păcatele bisericii. Când te uiți la cruce de la Golgota, ăsta e ultimul lucru care ți-ar trece prin cap să-L spui, că Iisus a ignorat păcatul. Ăsta ar fi cel mai nebunesc lucru pe care ar putea să-L spui și blasfemiatoriu, să spui că Iisus a ignorat păcatul. Moartea Fiului lui Dumnezeu, moartea Dumnezeu Fiul întrupat, nu înseamnă că Iisus pur și simplu a acoperit păcatul. Dom'le, zic unii, Dumnezeu nu poate pur și simplu să acopere păcatul? Nu poate, Dom'le, pur și simplu. Dacă ție moartea Domnului Iisus se pare pur și simplu, greșești fundamental. În cel mai important lucru, greșești în mod fundamental. Vreau să vă duc într-o anumită direcție să înțelegem pasajul acesta. Ce înseamnă să ai o dragoste fierbinte și o dragoste care acoperă păcatele? Am mai dat exemplul ăsta. Dacă aș auzi băiatul meu spunând un cuvânt, o vorbă rea, dacă l-aș vedea comportându-se urât cu alți copii, da? Dacă aș vedea că are inclinații violente, agresive și l-aș lăsa așa, l-aș iubi? Dar nu-i spune Biblia să acopere o sumedenie de păcate? Prin dragoste. Vezi așadar că nu funcționează în realitate interpretarea aceasta greșită? A ignorării. Lasă-mă că nu-i mare lucru. Că unii zic că toți greșim. Asta nu înseamnă acoperirea păcatelor în dragoste. Înseamnă că îl justifici pe el ca să te poți justifica și pe tine. Asta înseamnă să cobori standardele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu înțelegi cât de serios privește Dumnezeu păcatul, da? Noi spunem că Domnul nostru Iisus Hristos este modelul nostru. Hristos, repet, n-a ignorat păcatul, nu l-a scuzat, nu l-a minimalizat, nu l-a negat, nu l-a justificat. Nu l-a justificat. Cităm noi Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cum a iubit Dumnezeu lumea? Haideți să ne gândim la Dumnezeu acum. Am văzut cum a iubit Hristos. Cum ne iubim noi copiii? Nu le acoperim pur și simplu păcatele? Cum a iubit Dumnezeu lumea? Că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu a acoperit păcatele pur și simplu. A dat ce a avut mai scump. A dat ce a avut mai scump nu ca să ne lase așa cum suntem, ci ca să ne schimbe, să ne transforme, să ne sfințească. Lasă-mă așa cum sunt. Lasă-mă așa cum sunt. Așa mai luat, ținem așa, nu? Acoperirea aceasta așadar nu exclude mărturisirea păcatelor, corect? Biblia vorbește despre mărturisirea păcatelor. Nu exclude disciplinarea pe care Dumnezeu ne-o face. Nu exclude jertfa Domnului Iisus. Nu exclude anumite consecințe ale păcatului. Nu exclude pocăința noastră. Noi am putea spune, Dumnezeu, dacă a acoperit păcatele, celălalt ce trebuie să mai pocăiesc? Nu a acoperit Iisus păcatele. Vedeți în ce fel
s-ar putea abuza textul acesta dacă îl interpretăm ca și cum a acoperit păcatul înseamnă pur și simplu să treci. Zicem noi să treci. Dom'le, treci peste. Treci peste. Nu la asta se referă textul. Atunci n-am mai aplicat, de exemplu, nici în biserică, disciplina bisericească. Dacă a acoperi păcatul prin dragoste înseamnă să treci pur și simplu peste. De fapt, aș spune, dragostea nu există decât în momentul în care confunzi păcatul. Dacă tu înțelegi că păcatul este cel mai grav lucru care există în omenire, dacă înțelegi lucrul ăsta, că e cel mai grav lucru, nu există nimic mai grav decât păcatul și ceea ce generează păcatul, atunci nu este o dovadă de dragoste să tolerezi păcatul, corect? Dacă ăsta e lucru care provoacă cel mai mult rău, a lăsa păcatul, a nu confrunta păcatul, a nu mustra păcatul, este cea mai clară și evidentă și limpede dovadă de neiubire. De neiubire. Da? De neiubire. Cred că textul ăla se referă la următorul lucru. Când spune Scriptura să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate, ne cere în primul rând să fim iertători. Dacă în ierți, recunoști că s-a făcut păcatul. Da? Dacă spui te iert, înseamnă că recunoști că el a făcut un păcat. Da? Da? Înseamnă să ierți, să nu porți pică, să nu te răzbuni, da? Să nu reacționezi într-un mod rău la lucrul acesta, dar, sub nicio formă, repet din nou, nu exclude dragostea asta fierbinte, ignorarea, nu exclude disciplinarea păcatului, nu exclude confruntarea păcatului, nu exclude mărturisirea păcatului, nu exclude regretul, rușinea pentru păcat, nu exclude pocăința pentru păcat. Sub nicio formă. Petru nu vorbește aici despre faptul că este un păcătos notoriu, tupeist în biserică, care se simte bine în păcatele lui, le scuză, le minimalizează, le justifică și noi suntem chemați să trecem pur și simplu peste. Pe un asemenea om, Scriptura ne spune să-l disciplinăm. Până la punctul în a-l da afară din biserică. Da? Însă când cineva greșește, eu nu-i port pică. Însă când cineva greșește, eu nu mă răzbun. Însă când cineva greșește, eu îl iert pentru că așa mi-a cerut Hristos și așa m-a iertat și el pe mine. Însă disciplinarea e altceva. Te iertăm, dar te confruntăm. Te iertăm, dar te mustrăm. Te iertăm, dar te iubim și nu vrem să rămâi așa. Dacă îl iubești cu adevărat, nu vrei să-l lași în starea aceea. Te iubesc așa de mult că nu te las așa cum ești. Și Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, în ciuda ceea ce eram, dar nu ne-a lăsat așa cum eram. Dacă ne iubește cu adevărat, atunci ne sfințește. Dacă nu ne iubește, ne-ar lăsa așa. Și pentru că ne iubește, vedem că ne sfințește indiferent de prețul pe care este necesar să-l plătească. Da? Relația cu frații care greșesc, relația cu frații noștri acasă. Ia auziți versetul 9. Friți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Acum vreau să vă dau un exemplu negativ, asta și un exemplu pozitiv. Am avut niște vizitatori dimineață, da? Și fratele Sorin a sărit la urmă și a spus, hai să facem cumva și să-i luăm, să vedem cum să facem, să ieșim cu ei, să mâncăm, să, da? Să ne îngrijim de ei. Eu am fost mai reticent, aveam deja niște planuri, invitați, nu știu ce, am fost mai reticent. Observați în textul acesta, primirea de oaspeți, revin la exemplu, primirea de oaspeți este un imperativ. Fiți, este un imperativ. Fiți primitori de oaspeți. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Și acum, eu zic că am avut niște motive, da? Eu zic că am avut niște motive. Însă când am ajuns acasă, sora Cristina, mă zic, dar băieții aia unde sunt? Da, păi, s-o fi dus pe acasă undeva. Vazi, păi avem aici supă, avem mâncare, nu știu ce, nu știu cum. Am luat legătura înapoi cu băieții, băieții s-au întors de fapt la noi și am avut o părtășie extraordinară. Însă vreau să vă subliniez un lucru foarte important. Scriptura spune, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Știți că e un lucru mai ușor să scoți pe cineva la un restaurant, să-i dai o cafea, un suc sau o mâncare decât să-l aduci la tine în casă? La tine în casă, e corțișorul tău, e o atmosferă, sunt lucrurile noastre, e diferit, domnule, e diferit. Sunt unii care sunt gata să plătească bani grei. Și nu mă înțelegeți greșit, mie îmi plac papanașii și ce mai mâncăm, deci nu mă înțelegeți greșit, da? E bună și aia, însă arăți ceva special față de frații tăi când îi aduci acasă la tine. Zici, mă, am un colțișor acolo, l-am făcut așa de frumos, e colțișorul nostru, e locul nostru călduros, e extraordinar. Uite, te iubim așa de mult că vrem să te aducem acolo unde ni nouă cel mai bine, acolo unde ne retragem în fiecare zi, acolo unde ne simțim noi cel mai bine. Uite, vrem să te facem și pe tine să te simți confortabil acasă la noi, cum ne simțim noi. Să împărtășim cu tine bunurile în care am investit cel mai mult. Să împărtășim cu tine valorile noastre. Asta este o dovadă extraordinară de dragoste. Domnul să binecuvânteze și pe fratele Sorin și pe sora Cristina. Amin.
O scuză ar putea să fie că n-avem nimica special. Și parcă dacă vine cineva la noi, parcă am fost obligat să-l luăm. O invitat mulți alții, acum parcă e și rândul meu să invit. Hai că-l invit și eu și eu îl iau la mine acasă. Și tot e scuză la ala pe care l-ai luat și o faci să simtă prost. Dar noi nu prea avem, dar noi nu prea am avut timp să strângem asta, dar noi avem copii mici, dar noi nu așa. Și îl faci și pe el să se simtă prost. Da? Chiar și bă, am venit și l-am deranjat pe ăsta, îi mână mâncarea, îi stric aici siesta, așa, astea, poate vrea să doarmă la amiază. Nu! Generăm o stare psihică în el care nu-i cum trebuie. Nu! Scriptura nu ne spune să facem nu știu ce lucruri speciale când invităm pe oaspeții noștri. Mama mea a avut un obicei foarte bun. Când venea la cineva la noi, doamne, dacă mămăligă era duminica aia la amiază, mămăligă mânca și el cu brânză și cu ce era, înțelegeți? Asta mânca. Și toată lumea se simțea. Și omul era relaxat. Domne, interesant. Cu 9 prunci acolo, la masă toată lumea mănâncă care, cum apucă, pe unde apucă. Și toată lumea se simțea bine. Ei primeam oaspeți în casa noastră și mâncau ce mâncam și noi. Da? Și lucrul ăsta chiar și psihic și emoțional transmite un sentiment, o stare bună, o stare pozitivă în celălalt. Da? Când părtășești cu el lucrurile pe care le ai, nu lucrurile pe care... Dumnezeu nu ne-a cerut să dăm lucrurile pe care nu le avem. Nu zice Dumnezeu să ne împrumutăm în bancă ca să putem... Aș chema și eu pe cineva acasă dacă mi-ai schimbat bucătăria asta. Domnule, stai că nu e așa mare, trebuie să schimbi o bucătărie ca să aduci pe cineva acasă la tine. Unii așa, unii surori așa gândesc, da? Dar nu e normal lucrul ăsta, da? Fiți primitori de oaspeți între voi, auziți, fără cârtire. Nu cârtești că ți-o veni rândul... Nu cârtești că o veniți și ți-o mâncat prea mult sau nu știu ce s-a întâmplat, da? Primești cu toată inima. Nu vi se pare asta, vi se pare v-ați fi așteptat de la Petru ca să spună cu un aspect fundamental din trăirea în lumina sfârșitului este să primești oaspeți? Nu te-ai fi așteptat. Dar Petru spune, asta e un lucru normal. Dacă crezi că azi Domnul ar putea să vină și sfârșitul tuturor lucrurilor, hai să mâncăm tot mâncarea care avem în frigider, nu? De ce să rămână lui martorii lui Jehova? Bun, nu o să rămână lor, fiți liniștiți, da? Mai bine să ardă. E mai bine să ardă. Relația cu frații care păcătuiesc, relația cu frații noștri acasă și relația cu frații în slujire. Și ăsta este ultimul aspect. Trăirea în lumina sfârșitului modifică felul în care slujim. Ia auziți cum trebuie să slujim. Subliniem câteva principii fugitive. Ca niște buni ispravnici ai harului ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Primul principiu al slujirii arătat aici este că slujirea este administrarea harului felurit al lui Dumnezeu. Slujirea nu este o povară. Slujirea este o metodă a harului. Spune că când slujești, ăsta este isprăvnicia harului lui Dumnezeu. Zice să fim buni ispravnici a harului felurit al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, prin darul acela curge harul lui Dumnezeu către ceilalți. Când nu slujești, oprești o metodă a harului. O metodă prin care Dumnezeu dă har celorlalți. De asta eu trebuie să slujesc. Și de asta înțeleg într-un fel că este un privilegiu fantastic să slujesc pe ceilalți. Este o bucurie pentru mine. De ce? Pentru că eu devin prin darul meu o metodă a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har celorlalți când eu îi slujesc. Noi nu aveam părtășia pe care o aveam la amiază dacă nu aveam mâncarea pe care am avut-o la amiază. Una este discuți doctrinile harului cu stomacul gol și alta este discuți doctrinile harului după ce ai mâncat bine și stai la o înghețată. Nu e așa? Altă viață, frate Ciprian, ce spui? Da, el spune că e adevărat lucrul ăsta. Așa este, da? Fiecare are darul lui. Există acest, să inoculează acest sentiment de vinovăție, că dacă ești mamă, că dacă stai cu prunci acasă, că dacă n-ai o slujire în lumina reflectoarelor, ești cumva în inferioritate. Nu ești. Nu ești. Dacă tu faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci și dacă faci cu toată puterea ta, după voia lui Dumnezeu, lucrul ăla mic, ascuns pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci, este contabilizat, apreciat, răsplătit de Dumnezeu. Poate mai mult decât îi răsplătește Dumnezeu la un pseudo-evanghelist ăsta sau guru spiritual care face lucrurile de ochii oamenilor. Să fii sigur că și-a pierdut răsplata. Să fii sigur că și-a primit deja răsplata, aprecierea și tot ce i s-a putut da din partea oamenilor. Da? Dumnezeu binecuvântează slujirea pe care El te chema să o faci. Nu slujirea pe care altul o poate face, da? Aici e necesară și o smerenie ca să fii slujit de alții. Să recunoști că ai nevoie de slujirea altora. Nu că noi nu avem nevoie de nimica, da? Al doilea principiu al slujirii, slujirea este a fiecăruia, chiar dacă nu este public, da? Fiecare dintre noi avem un rol în trupul Domnului Iisus Hristos, chiar dacă este un rol ascuns. Nimeni nu trebuie să se simtă vinovat pentru asta. Eu n-am o slujire. Ce, eu? Femeie măritată, cu prunci, la casa mea, poate mai și muncesc. Ce slujire publică am eu?
Dumnezeu ți-a dat un dar în trupul Domnului Iisus Hristos, chiar dacă este ascuns. Și el este fundamental în trupul Domnului Iisus Hristos, chiar dacă e ascuns. Vă dau o imagine. Am avut un Volkswagen Charan și la ăla mă mai băgam și o să mai schimb uleiul, să mai schimb filtrele, să mai schimb nu știu ce. Și odată am schimbat filtrele, schimbat filtrul de motorină și am uitat să pun o siguranță la un furtun cam de mărimea unghiei mele mari. Siguranță micuță. Trebuia să o cuplez acolo. Și m-am dus până la Arad, cred că aveam jumate de rezervor. Când am ajuns la Arad, 80 de kilometri, nu mai aveam nimic în rezervor. Toată mașina era plină de motorină și de praf. Am coborât de mașină, am fost șocat. Știu ce s-a întâmplat. Ieșea motorină pe sub motor și mi-a învăluit toată mașina cu motorină și cu praf. Cât era siguranța aia? Ce e mai o siguranță, domnule? Ce e o siguranță, nu? E o siguranță. Ce a zice? Vă dau un alt exemplu. Ce a spune dumneavoastră? Să nu te duci niciodată la baie la adunare, când vii la adunare. Dar să ai odată nevoie să te duci la baie. Și când intri acolo să pii jos de mirosul care e acolo. Atunci ai o să apreciezi și ai să vezi ce important e ca cineva să se ocupe de baie. Corect sau nu? Cu siguranță. Cu siguranță că sunt lucruri în felul acesta. Vedeți așadar? Este important să vedem slujirea fiecăruia. Fiecare din voi zice să slujească. Da? Slujirea este pentru fiecare. Al treilea principiu. Slujirea este către alții. Fiecare din voi să slujească altora. Aici este o lovitură decisivă dată acestor pseudo-slujiri de înălțare de sine, defilare, amuzament, distracție și isteria în masă care se face cu unele slujirii, cu ghilimele de rigoare, în biserici. Ies ca să-mi arat. Vedeți ținuta pe care o am? Vedeți vocea pe care o am? El se slujește de fapt pe sine, slujește sinele. Își slujește orgoliile, își slujește poate frustrările, își slujește complexul de inferioritate și folosește pseudo-slujirile din biserică ca să se întoarcă spre el însuși anumite lucruri, da? Biblia spune să fiecare din voi să slujească altora. Să-mi propun să-i fac un bine altuia. Am mai auzit asemenea indivizi care spun: domnule, eu slujesc pentru Dumnezeu, pe mine nu mă interesează de oameni. Dacă vrei să slujești Dumnezeu, slujește la tine acasă, dacă nu te interesează de oameni. De ce vii în fața noastră să faci slujirea înaintea lui Dumnezeu? Ce crezi, Dumnezeu nu primește slujirea ta de acasă? Nu, slujirea este direcționată către frații noștri. Dumnezeu nu are nevoie de har. El este dătătorul harului. Dumnezeu nu are nevoie de zidire sufletească. El este dătătorul. El este cel care lucrează această zidire. Noi slujim pe alții. Eu predic pentru alții. Nu predic ca să primesc slava altora sau nu ar trebui să fac asta. Dar predic pentru alții. Eu fac ceva. Darurile sunt date în folosul celorlalți, nu în folosul lui Dumnezeu. Al patrulea principiu. Slujirea este după darul primit. După darul primit. Povesteam, fraților, la nunta unui foarte bun prieten de-a meu, a fost chemat un mare cântăreț și s-a apucat să predice la nuntă. Cred că a cântat vreo 2-3 cântări. Și s-a pus să predice la nuntă. Măcar dacă predica bine. O, nu e o comparație pe care o fac cu alți predicatori. Ci este înțelegerea faptului că noi trebuie să slujim altora după darul pe care l-am primit, nu după darul pe care aș vrea să-l am. Mi-ar fi plăcut să fiu. Da, poate ți-ar fi plăcut să fii. Dar Dumnezeu mă cheamă să slujesc după darul pe care El mi l-a dat. Multe adunări suferă din pricina asta. Că oamenii ar vrea să fie și ei ceva. Și mă, discuții, știți, discuții dintre slujitori. Mă, frate, dar de ce îi puneți pe ăștia, mă? Ce? Nu vezi că nu știe, nu? Nu-i darul lui. Apoi să nu se supere. De să sufere 200 de oameni, 300 de oameni, ca să nu se supere, să nu se bosunfle. Să bosunfle și face boceluța și să multe la altă cutie religioasă. Asta se întâmplă în realitate. De ce? Pentru că oamenii nu-și înțeleg darurile și chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Al cincilea principiu. Slujirea este prin puterea lui Dumnezeu. Auziți, darul ni-l dă lui Dumnezeu? Darul ni-l dă Dumnezeu? Harul felurit este de la Dumnezeu? Da? Și trebuie să facem după puterea lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care eu dă Dumnezeu. Depinde de Dumnezeu. Slujirea noastră este eficientă doar dacă este făcută în puterea lui Dumnezeu. Da? De aceea noi credem că suntem botezați cu Duhul Sfânt, avem Duhul Sfânt, dar credem că avem nevoie continuu de puterea Duhului Sfânt, care ne este pusă la dispoziție de Dumnezeu. Și eu cred, dacă respectăm principiile slujirii, dacă respectăm principiile funcționării darurilor spirituale, Dumnezeu ne dă puterea Lui. Da? Ne dă puterea Lui. Așa se la principiu, penultimul, slujirea este cu scopul slăvirii lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Auziți ce spune aici? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică după slujirea mea, cineva ar putea să spună și ar trebui să spună
și ar vrea să spună slavă Domnului, aleluia. În bisericile baptiste reformate puteți să spuneți lucrul acesta. Pentru asta slujim. Ca ceilalți să slăvească pe Dumnezeu. Să se întoarcă lucrurile spre Dumnezeu. Și vedem aici, slăvirea aceasta nu este posibilă decât prin Domnul Iisus Hristos. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Noi nu avem acces la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Și în final, slujirea în esență trebuie să conțină cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doar două exemple pe care le dă Petru aici. Zice să vorbească, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă slujește cineva, să slujească după puterea lui Dumnezeu. Slujirea noastră în întregime trebuie să fie umplută cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este umplută de cuvânt, va fi acompaniată de putere. El asta spune cuvintele lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Darurile lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, slujirea de la Dumnezeu. Dar el leagă lucrurile acestea două. Când există cuvânt în cântare, când există cuvânt în rugăciune, este har care vine. Este puterea de la Dumnezeu care este acolo. Noi am putea să strigăm aici ca bezmetici cât vreți dumneavoastră după puterea lui Dumnezeu, că nu o să vină nicio putere decât dacă respectăm principiile lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu și dacă slujirea noastră este umplută de cuvântul lui Dumnezeu. Amin.